Psihologul muzical cu Andrei. Thank you very much, sir. Psihologul muzical cu Andrei Partoș. Din nou împreună, după ce l-ați auzit pe Joe Dassin, o piesă propusă de Angela Similea, și mă bucur că are astfel de gusturi. Sunt convins că cei care ne ascultă s-au bucurat. Îți răspund eu, Adrian Enescu. Întrebarea era așa: dintre toți compozitorii ce au compus pentru dumneavoastră, care a fost cel mai nonconformist? Și a răspuns în locul tău Cristi Banu și a zis Adrian Enescu. E adevărat? Da. E adevărat. El era... Dar n-aș putea pune o asemenea etichetă pe el. Ca fiind nonconformist? Nu, n-aș putea. Era era mai americanizat, pentru că el a lucrat foarte mult în America, a compus mult muzică de film, a lucrat mult acolo, dar chiar non-conformist nu-l găsesc. Deci, n-am avut. Ceva în zona mai spre Occident. Da. Dex Rex zice un călduros salut din Montreal. Mulțumim. Sărut mâna doamnei Angela Similea pentru amândoi, tot bine din lume, Decebal Croitorul, 42 de ani. Deci iată că oamenii au înțeles rugămintea noastră de a ne spune și vârstele. Ce dor îmi este de balada iubirilor deschise, spune Miruna de Foc. Poate fi veche iubirea? Aș dori să difuzați această melodie și pe această cale să o dedic doamnei Angela Similea. Mulțumesc frumos! Iată, poate fi veche iubirea? Iubirea nu. Nu există așa ceva. Năstase Denisa, vă știu deoarece sunteți preferata mamei mele. Îmi place foarte mult și mie cum cântați. Uneori îmi întreb prietenii dându-le un clip cu dumneavoastră câți ani cred că aveți și maxim ați obținut 50. De la un răutăcios. asta e bun. Atât ai obținut. Yeah. Cum vă mențineți atât de frumoasă, întreabă Denisa, care spune că are 12 ani. Draga de ea! E? Dar, Denisa, să nu mai spui, când ai 12 ani, tu trebuie să dormi, că se supără nenea de la Cobadin. Așa, te rog să ne spui, ai o rețetă? Nu, n-am nicio rețetă, sunt cu minte. Așa, oamenii vor dorm să știe. Dorm noaptea. Așa, cu excepția nopților de vineri. Da. Așa, încerc să citesc rapid și Cornel Ionescu s-a bucurat de Caterina Valente, a fost la Cerbul de Aur. Caterina Valente? Nu, n-a fost. Eu nu mi-am amintit să fi fost, dar a fost în România. Noi, da, a venit în concert. Ioana Ionescu, stimate domnule, vă rog să-i transmiteți mesajul meu. Imediat citesc pentru că se mișcă mai greu aici Facebook-ul. Mesajul meu: doamnei Angela, vârsta mea pe care am uitat să o menționez e 36 de ani, vă mulțumesc nespus pentru tot, o noapte frumoasă, bună seara, vă felicit în tot sufletul, curat că sunteți alături de noi toți cei care o iubim pe minunata noastră doamna a muzicii românești, Angela Similea. O iubesc nespus de mult și va rămâne pentru o eternitate medicamentul sufletului meu. Te iubesc nespus, draga mea Angela, cu considerație Ioana Ionescu din Alba Iulia. Mulțumesc foarte mult! Deci era un mesaj sosit pe spațiu privat și să știți că intru greu acolo pentru că sunt stângaci cu aparatele și nu pot să mă mișc așa cum trebuie. Doamna Angela, trec printr-o perioadă mai grea, fac tratament interferon timp de un an, iar cântecul dumneavoastră îmi este sprijin. Vă mulțumesc! Constantin Ionel din Ciorogârla îți mulțumește, îi dorim multă sănătate. Radu Rădescu, salutări doamnei Angela de la Sozopol din Bulgaria, din partea a doi vechi admiratori care într-o noapte ploioasă se bucură de invitata psihologului muzical. Mulțumim frumos! Adrian David, bună seara, vă scriu iar din Suedia, șofer pe camion. Aș vrea să o salut cu respect pe doamna muzicii ușoare, care a avut marea plăcere de a-i face sonorizarea la teatru din Sfântul Gheorghe, fiind în acea vreme sonorizator.
Deci, da, mi-aduc aminte de că am avut spectacol la teatru de Sfântul Gheorghe, da. Eram cu Savoie. 54 de ani. Mircea din Iași, șofer, 44 de ani. Azi fac 60 de ani, la mulți ani. Mulți înainte, la interviul mulți cu ani. Doamna Muzicii Românești este cel mai frumos cadou. Vă mulțumesc. La mulți ani, să fiți sănătoși și să vă bucurați de viață bună. Semnează domnul Buru, proaspăt tânăr de 60 de ani. Sunteți exigentă, te întreabă Jenny. Sunt perfecționistă. Deci nu, e aproape. Nu e, da, nu e același lucru. Chiar, dacă vă invităm să participați alături de noi la o acțiune prin care cerem să fie ocrotiți câinii vagabonzi, să nu fie eutanasiați, veniți alături de noi, întreabă Sabina, cum adică să fie ocrotiți? Da, nu știu cum să fie ocrotiți. Adică ocrotiți înseamnă să stea în stradă? Că dacă asta înseamnă... Dacă asta înseamnă că nimeni nu dorește așa ceva. Dacă problema e doar de eutanasiere, atunci problema s-a lămurit, s-a explicat foarte clar. Numai cei care sunt cu probleme și cei care nu sunt luați de nimeni. Da. Abia atunci. Din păcate. Asta se întâmplă. Trebuie să se ajungă la așa ceva. Dar deocamdată nu s-a ajuns la așa ceva. Întrebarea era către tine dacă îi susții pe cei care vor să îi apere pe acești câini. Eu susțin ceea ce am și spus. Eu susțin ideea a civilizației și ideea de a ne strădui să intrăm într-o normalitate, în aceea în care animalele să nu mai fie acuzate și omul să nu mai fie temător că merge pe stradă și e sfâșiat. Exact. Deci, Sabina, ai primit răspuns. Mă bucură prezența în studio a doamnei Angela Similea. Vă rog să difuzați și casa mea și pe cea cu tramvaiul. Cristi din Olanda, 41 de ani, șofer de tir. Oamenii care... Trenul galben e cu tramvaiul, da, nu? Cred bănesc că dacă zice tramvaiul. Acela era metrou. Așa. Ați primit multe cereri în căsătorie de-a lungul carierei dumneavoastră? Te întreabă Teddy de la Londra, care are 33 de ani. Nu. Bărbații n-au îndrăznit să ajungă la mine să-mi ceară... Nu? Mâna, nu. Vorbesc serios? Foarte serios. Eu am intimidat. Asta o spui cu... Foarte serios, am intimidat. În urma unei autoanalize serioase? Faptul că am urcat pe scenă, asta atrage după sine o altă atitudine a bărbatului. Atunci, pentru că acum văd că e cu totul altceva. Din ce văd eu în tabloide, la care nu mă mai gândesc. Păi am văzut că mai vedete internaționale cu milioane de vizualizări iau pumni de la iubit care este și producător și, adică e altă relație. Da. Nu se mai face curte, pur și simplu se face ochiul albastru. Da. Se face un ochi albastru, da. Cum este Angela Similea în studioul de înregistrare, întreabă Dede. Trebuie să-l întrebe pe Ovidiu, pentru că în studioul lui am lucrat cel mai mult. Eu trebuie să știți că mă duc cu lecția învățată. Adică așa nu stai multe ore. Știu eu. Vii când și-ai plecat. Nu plec, vreau să ascult și ce urmează după. Danke pentru Caterina Valene, la Vinia Geld, bani. Am schimbat și eu numele, adică a tradus ban în Geld. Mulțumim, Lavinia, așa o să pară că avem mai mulți ascultători și asta face bine pentru cel care ne-a solicitat această acțiune. Ați face un album pe care să-l înregistrați live cu o trupă în studio? Păi numai live se... am înțeles ce dorește, ca și trupa să fie înregistrată. Da. Nu e nicio problemă. Studioul trebuie să fie dotat să poată să... Deci, din punctul tău de vedere, chiar nu e o problemă. Nu, chiar îmi place. Dan. E stare de live și cum există înregistrări în concert și apoi scot albume. E chiar mai aproape de public chiar, și trăirea e mai autentică. Sigur. Și se simte și vibrația publicului, adică asemenea albume mie îmi plac. Dan, 23 de ani, din București, a pus această întrebare. Întrebarea următoare, care vine din altă parte, deci vezi că se leagă întrebările între ele, dar sunt din zone diferite. Da. Corina întrebă, există un album live cu Angela Similea? Album live, nu. Dar ți-ai dori? Da, mi-am mers...
Mi-aș dori. Eu nu cred că a scos Ovidiu, pentru că noi cântăm live în concerte. Gale, în concerte, dar nu cred că a scos. Nu avem. Nu. Oamenii și-ar dori și așa ceva, pe când un DVD, Harry 22 de ani din Bistrița. Asta ai putea să ai, la câte înregistrări și videoclipuri. Am televiziunea aceea. Titus Munteanu mi-a declarat că am fost cel mai harnic artist de televiziune, că am făcut cele mai multe filmări de televiziune în perioada mea de TVR. Așa, și n-ar putea să le pună pe toate la un loc? Ba da, și nu numai un DVD, dar eu n-am fost de acord, pentru că aici intervine cu totul altceva. Intervine și situația financiară. Evident. Și pentru că ceea ce mi s-a propus mie era jenant, atunci n-am fost de acord. Asta da, asta da. E un argument serios. Da. Nu, pentru că un astfel de produs, în mod cert, s-ar vinde. Da. Și dacă ei nu știu să facă o ofertă corespunzătoare, atunci să nu-l facă. Dar publicul pierde. Mi-aș dori să ascult Casa mea, semnează Maria, dar l-a și cântat deja. V-am văzut la Atenție să cântă. Mi-a plăcut foarte mult, m-a impresionat și domnul Dragomir. Parcă era foarte emoționat. Chiar el este deosebit de emotiv și faptul că n-a mai fost de mult în televiziune și că n-a mai fost lângă mine atunci când îi cânt melodia, chiar a fost de tremura. Când m-am așezat lângă el, am simțit că îi tremura mâna. Întotdeauna, la orice concurs i-am prezentat o melodie, el nu mai sta în sală, pentru că o singură dată l-am văzut, da, și era așa de emoționat încât am avut un black moment de text și de atunci nu mai stă. Păi, dacă transmite și voi comunicați scenă om, sunt în ce mai puține emisiuni de acest gen, spune Loredana, apropo de Atenție se cântă, asta e emisiune care acum nu mai apare, nu? Ba da, mai există, lui Horia. Mai există, o face mai mult cu copii. Păi eu am înțeles că în grila nouă nu mai apărea. Se poate. Mi se pare că noi am fost la ultima. Probabil că da. Da. S-a întâmplat să uitați versurile pe scenă? O, cum să nu? Și? Nu, singură dată. Dar cum există un Dumnezeu al artiștilor, imediat spui, înlocuiești versul cu altul care se potrivește perfect. Asta era întrebarea până la capăt. Cum treceți peste astfel de momente, Oana, 31 de ani, din Buftea? Sau, în momentul în care nu pot inventa, cântă publicul. Și ies din moment, ies din clenci. Nu intri în zona asta cu la. Nu. Se poate și asta, nu? Nu. N-ai făcut. N-am făcut-o. Deci, se poate întâmpla să uite oricine uită un text, sunt convins. Sunt mulți artiști. Dar nu uiți. Că nu e că nu, că uiți. Apar momente albe. Da. Ori îți fuge gândul, ori vezi pe cineva, ori îți atrage ceva atenția și îți pierzi firul. Adică este moment de lipsă de concentrare. Dar atunci, hai să punem, să completăm întrebarea. Sunt unii artiști, de regulă cei care cântă pe scaun sau care au o poziție mai avantajoasă, care își pun textul acolo în față. Mai nou am văzut că tu n-ai făcut așa. Până acum nu. Păi asta zic, înseamnă că ai o memorie excepțională. Că sunt, eu văd și artiști tineri care vin cu cearceaful jos nu mă duc, acolo. Eu nu mă duc la spectacol fără să fac repetiții. Asta e clar. Bun, deci ei se duc. Ca să fie clar, Rod Corina, amurgul coboară peste șoaptele strivite, tăcerea înfrânge și ultimul vis, doar nopțile umbresc sfârșirile din gândul prea dulce învins. Piesa mea preferată, interpretată de Angela Simila, cântată prima dată în 1969, putem asculta această piesă, vă mulțumesc. Amurgul.
De Amurg vorbește. Da, lui George Grigoriu. Dar până la Amurg ascultăm tangoul, pentru că are mai multe cereri, ca să, să fie foarte clar. Vedeți, de aceea tinerii din ziua de azi cântă mult cu la-la-la, ca să nu uite versuri. Și e cineva care e foarte tânăr care spune asta. Pragmatic. Da, și cu simțul umorului. Da. Dar nu cântați dumneavoastră Ultimul Tramvai? Eu cânt Ultimul Tramvai, da. Păi da, da. Da, e adevărat. E al lui Ionel Tudor. Ultimul Tramvai nu e metrou. L-am confundat cu Trenul Galben fără cai. Cai. Da, deci ca să știe oamenii că e și tramvai, avem și metrou, avem și cu cai și fără numai cai. Numai eu am cântat metroul. Așa. Eu care n-am mers cu el. N-ai mers niciodată? Serios? N-am mers. Niciodată? Nu. Am filmat cu GoPro. Și atât. Dar în gară, în stație. În nu. Stație. Da. N-ai vrut sau n-a fost caz? N-a fost, da, n-a fost nevoie. Adevărul e că nici eu nu mai știu cum arată o stație de metrou, pentru că merg pe jos. Și de asta... Și eu iubesc să merg pe jos. N-ajung la metrou. Aveți carnet de șofer? Oh, sigur. Vă place la volan? Nu iubesc șofatul. Nu? Nu. Dar de nevoie? Da. Grigore, n-am șofat vreo 10 ani. Deci n-am șofat vreo 10 ani și acum, stând din nou în București, am zis, am luat o mașină cu cutie automată și atunci am zis, ia să-mi iau un specialist să nu încep eu singura. Și am deja câteva lecții, nu este nevoie să am un ajutor, dar eu să fiu asta sigură să-mi recapăt. Asta e stilul american cu automat. Adică da, nu, da. E nu foarte ușor. Viteze. E foarte ușor. Da, așa zic. Cel puțin americanii așa spun că ei n-au treabă doar cu mâna pe volan. Absolut. Și atât. Și cu piciorul drept. Cu frâna. Da, așa. V-a oprit poliția vreodată? Da, când plecam în turneu și eram la volan și mă grăbeam, m-au oprit de câteva ori. Odată chiar s-au amuzat cei de lângă mine, pentru că era mulți ani în urmă. M-au oprit că am avut peste 100 și nu știu cât era. Și am spus, eu nu sunt de acord cu dumneavoastră, aveți aparatul... aveți aparatul defect. Eu tocmai mă lăudam cu fetele din mașină, uite ce bine mergem. Și milițianul de atunci sau polițist, nu mai știu dacă milițian, cred că înainte de puțin după 90 m-a recunoscut și a transmis prin stație celui cu aparatul, doamna Angela Similea nu este de acord, a spus că s-ar putea aparatul nostru să fie de defect și domnul respectiv a zis ne cerem scuze, poate să meargă mai departe. O să încercăm și noi varianta asta. O să le spunem că doamna Angela Similea ne-a spus că aparatul nostru e defect. Vă rog să ne lăsați să mergem mai departe. E o idee bună. Pentru șoferii noștri e o idee bună. Un alt coleg al meu vorbea la telefon, recent este, vorbea la telefon și l-a prins polițistul, l-a oprit și a zis, vorbeați la telefon și s-a uitat lung în ochii polițistului dacă v-ar fi sunat soția, ați fi răspuns sau nu? Să plecați, domnule. Bună. Vezi că voi artiști aveți soluții. Nu toată lumea poate încerca varianta asta, dar e bună. O ține minte. Ascultăm pe Angela Similea. Un aventurier fermecător, un tânăr visător, cu tâmplele cărunte și veșnic cavaler sentimental, pe orice rival e gata să-l frunte, că este șeic sau roc, duelul are loc în faptul serii, dar cavalerii nu se zăresc de fel, se tem că în duel vor fi înviși de el. Tangoul n-are rival pe lume, tangoul cu același vechi renume. Și-acum îl găsim neschimbat, cum îl știm, un etern juneprin. Cu floare în rever are același mister și un parfum anume. Tangoul
n-are rival pe lume. Tangoul ne farmecă pe rând, mereu seducător fără pereche, ne strânge, ne șoptește la ureche. Tangoul mai tânăr ca oricând. Un tânăr visător cu tâmplele cărunte și veșnic cavaler sentimental, pe orice rival e gata să-l înfrunte. Că este șeic sau rob, duelul are loc în faptul serii, dar cavalerii nu se zăresc de fel, să tem că în duel vor fi înviși de el. N-are rival pe lume. Tangoul cu același vechi renume, și-acum îl găsim neschimbat, cum îl știm, un etern juneprim. Cu o floare în rever are același mister și un parfum anume. Tangoul n-are rival pe lume. Tangoul ne farmecă pe rând, mereu seducător fără pereche, ne strânge, ne șoptește la ureche. Tangoul mai tânăr ca oricând. Vă rog să luați loc, mulțumesc, danke schön, pentru că bănuiesc că ați dansat cu un scaun, cu cineva, ceva, s-a găsit acolo, pentru că e o piesă care invită la dans, fără discuție, și presupun că se și dansa la vremea respectivă. Da. Atunci când era spațiu pentru așa ceva. Îți plăcea să dansezi? Îmi place foarte mult să dansez, am luat și cursuri de dans și mă reapuc. Cum adică mă reapuc? Pentru dansurile zilei noastre sau pentru cele tradiționale? Dansul sportiv îmi place. Dansul sportiv? Da. Serios? Da. Și vrei să faci dans sportiv? Eu fac, mă antrenez în loc de gimnastică. A, în loc de gimnastică, da. E foarte frumos. Da. Trebuie să vă povestesc ceva apropo de poliție. Tata vă adoră. Era cu o zi înainte de căsătorie cu mama. Tata se ducea la naș să pună la punct ultimele detalii. Evident, era grăbit, așa că a călcat accelerația. L-a oprit poliția. În mașină avea mai multe CD-uri. Era un teanc. Deasupra erau două albume ale dumneavoastră. Polițistul vroia să-i dea amendă. Tata începe să-i explice că nunta, că e azi, că e important, polițistul nimic. La un moment dat vede polițistul CD-urile și îi zice tatălui meu: ce aveți acolo? Mi-am dorit de mult albume cu Angela. La care tata: hai, bine, spuneți cât e amenda, că eu nu vreau să rămân fără muzica la nuntă și pe Angela nu vă dau. Ce drăguț! Ce drăguț! Deci nu i-a dat. Vicky povestește, are 17 ani, da. Fetița. Deci asta da povestire. Da, ce drăguț! Și a zis că mai bine dă amendă, dar da, nu dă pe nu Angela. Da. Vezi ce înseamnă? Da. Un om care apreciază și sunt unii care dau CD-uri. Dar ca să scape. Am mai spus aici, când am mers în Germania pentru prima oară în concert, au venit la autograf persoane, sași, plecați din România, care aveau limitare de greutate și de obiecte a lua cu ei în Germania și au venit cu mapa de la Long Play. Deci au plecat cu muzică. Cine știe ce au lăsat aici? Obiecte de familie și m-a impresionat extraordinar. Au dus discuri cu ei. Da. Da, asta înseamnă că au contat. Foarte mult. Atașamentul afectiv față de un artist și față de muzica lui e greu de calculat. M-a impresionat foarte tare, da. Și sunt convins că reacția este aceasta. Ciprian Barna: ce drăguț a fost interpretarea de mai devreme a melodiei Casa mea. M-a emoționat ca niciuna alta. A fost
stai că a fugit textul. Așa imediat după mesaj să înceapă să cânte ca și cum ar fi fost lângă fiecare dintre noi, cu totul altceva decât pe scenă. Enorm, mi-a plăcut, îmbrățișări cu tot dragul pentru Angela. Mulțumesc. Deci, exact ce spuneam, reacția aceea imediată de a cânta, de, abia a zis omul și deja s-a întâmplat. Asta nu înseamnă că acum să spuneți mai cântă-ne, cânt-o și pe aia, cânt-o și pe aia, pentru că o să vă obișnuiți. Așa rămâne memorie, dacă face de două ori, nu mai e, o să ziceți că e un obicei. Andaescu, nu am dansat, dar spre marea mea surpriză am fredonat după atâția ani. Ce iubești, nu uiți niciodată și dacă tot ne spunem vârsta, eu am 45 de ani. Mulți înainte. Deci, lume tânără. Nu prea ne sună, nu prea ne scriu oameni din generația noastră. Asta este. Ne pare rău. Ciprian, nu Ciprian, Cipriana. Mă scuzați, mi-a scăpat una. La o anumită vârstă, eu cu stângul oricum nu văd nimic și computerul e pe stânga, așa că mai îmi scapă câte o literă. Ce nu văd, inventeze exact cum face Angela Similea când îi scapă textul. Așa. Deci eu când nu văd, salvarea, spun de la mine. Salvarea. Să mor de dragoste rănită, vă rog mult, vreau să o ascult, Veronica semnează. Un albastru împlinit spune tot despre Angela Similea, semnează Adina. Tangoul e bestial, care este dansul preferat al doamnei Angela, întreabă Rodica. Mie îmi place să dansez, n-am un dans preferat. Tangoul cere poate parteneri. Da, tangoul cere parteneri, dar când faci antrenamente nu ai nevoie de parteneri. Ah, bun, nu m-am gândit la antrenamente. Asta e adevărat. Deci notăm. Când eram tânără, dansam rock. Îmi plăcea foarte mult și dansam cu fratele meu. Dar rock cu figuri, adică rock sportiv. Rock and roll, care ei îl spun că de fapt e swing. Dar ăla era rock and roll, care astăzi la dansul sportiv intră la categoria swing da. Cu aruncări, cu rotiri, cu folăciri de brațe, de nu mai știai cine unde e. Asta e rock, e adevărat. Așa se dansa la ceaiuri, nu? Așa se dansa. Mergeai la ceaiuri? Mergeam cu fratele meu, care era mai mic decât mine, dar mă lăsa mama foarte rar, cred că vreo de două sau trei ori. Însoțită. Însoțită de fratele meu și dansam cu el. Și ceilalți? Ceilalți cu perechea, fiecare, eu știu. Păi nu, nu se obișnuia să mai invit și pe altcineva? Ba da, dar eu, eu ți-am mai spus ție că eram sperioasă și rușinoasă și... Și deci nu dansai decât cu fratele? Da. Domne, mă rog, asta e. Era rușine să dansez. Ce părere aveți despre Michael Jackson? V-a plăcut vreodată? L-ador. Este șef de școală. S-a schimbat atât de mult. E adevărat. Totul. El a schimbat atât de geniu. Ce vă place? Beatles, ABBA și Elvis. Reperele. Asta e. Vă place să vă uitați la filme? Ador filmele. Mergeți la cinema? Mai puțin. Merg, dar dacă se poate la ora 1. La ora 1 noapte. Nu. Nici nu știu dacă e deschis cinematograful. Sunt la ora alea non-stop, alea la multiplexuri sau cum le cheamă. Sau ați mers vreodată? Livia întreabă. Vezi că oamenii au reținut că n-ai mers cu metro, acum s-au gândit că nu mergi nici la film. Merg la cinema. Dar iei filme acasă. Dar foarte multe filme acasă, iar când mă duc la fiul meu, el și-a făcut un studio mare așa și nu mai plec de acolo. Serios? Serios. Am văzut, cred că, kilograme de filme am văzut în vara aceasta la el. Tot ce a fost la Oscar, tot ce a fost la Globuri. Da. Păi asta înseamnă să faci baie de cultură. Când ai ocazia, nu ratezi. Iubesc filmul și teatru. Și opera și... Păi ai făcut și din fiecare câte ceva. Da. Avem pregătită piesa cu ou, cu rața, cu... Nu e rața, rața e Corina. Broasca ți-a spus. Broasca, ou, nu. La mine ideea cu ou se leagă cu rața, dar logic trebuie să ne gândim ce e broasca. Omleta din broasca ți-a spus. Deci, ați reținut care este momentul. Mai e o întrebare de la Milano. Aici e un fan club foarte puternic al lui Toto Cutugno și te întreabă ce părere aveți despre Toto Cutugno. Îl iubesc.
Doamnelor, îl iubesc v-a stopit. Și pentru cum cântă și pentru cum scrie, a scris și cât este de generos că a scris și a dat atâtor pentru cântăreți și creațiile copii. Sale și pentru copii și acte de binefacere. Este un artist și un om dublat de un om extraordinar. Ați primit răspuns, acum trecem la broasca acestui. Să facă omleta, bucătarul învață. Să aducă mărarul mai proaspăt din piață. Să-i cânte în rime, certind-o în față. Dar șoapte îi spune și-n joc o răsfață. Omleta din ouă, din ouă de broască, de broască țestoasă. Mai trebuie lapte din nucă de cocos și praf de budincă din niște târlici. Tigaia încinsă cum arde nisipul și panza severă a șapte pisici. Mai trebuie lapte din nucă de cocos și praf de budincă din niște târlici. Tigaia încinsă cum arde nisipul și panza severă a șapte pisici. E albă înaltă și foarte pufoasă. Se bate cu o lingură suplă, dar groasă. Se adaugă fire de iarbă țefoasă. Omletei din ouă, de broască țestoasă. Îi place să râdă, îi place să joace. Aduce arome în timp ce se coace. Se-nfoaie, se-nbracă în șoapte cojoace. Omleta din ouă, din ouă de broască, de broască țestoasă. Și praf de budincă din niște târlici. Tigaia încinsă cum arde nisipul și paza severă a șapte pisici. Mai trebuie lapte din nucă de cocos și praf de budincă din niște târlici. Tigaia încinsă cum arde nisipul și paza severă a șapte pisici. Și panza severă a șapte pisici. Mai trebuie lapte din nucă de cocos și praf de budincă din niște târlici. Tigaia încinsă cum arde nisipul și panza severă a șapte pisici. Ce se joace, aduce arome în timp ce se coace. Se-nfoaie, se-nbracă în șapte cojoace. Omleta din ouă, din ouă de broască, de broască țestoasă. Mai trebuie lapte din nucă de cocos și praf de budincă din niște târlici. Tigaia încinsă cum arde nisipul și pasta severă a șapte pisici. Mai trebuie lapte din nucă și praf de budincă din niște târlici. Tigaia încinsă cum arde nisipul și paza severă a șapte pisici. V-am servit și omletă după tango, merge perfect. Super piesă, spune Vicky. Ce-mi place piesa asta cu omleta Dark Angel. Care este actorul preferat, întreabă Mariana. Fan club Johnny Depp, mai bine nu spuneam, pentru că acum dacă nu zici Johnny Depp o să ai o problemă. Așa. Nu, dar îmi place Johnny Depp. Și alți actori preferați? Dintre cei pe care îi vezi? Câțiva acolo?
2, 3, toți. Da. Dacă joacă bine... Bun, și? Da. Și actrițe la fel. Și nu spui niciun nume? Nu, de ce? Ne dreptățesc. Mie îmi place dacă joacă bine, așa, îl iubesc. Sau o iubesc. Dacă e un film în care are un subiect ce mă încântă, mă încălzește, îl iubesc și pe regizor și... La serialele acestea de, zicem, de mare circulație, cum e un Dr. House și asta, da, te-ai uitat? Nu tot timpul. Dar din când în când, da. Da, da. Și în general astea cu... Cu medici. Cu medici, da, cu subiecte. Sunt dure, dar sunt foarte interesante. Sunt, pe tocmai. Foarte interesante. De asta au avut și un succes deosebit. Da, da. Vă place să gătiți? Oh, sigur. Marius mai nou, mai nou. Cum adică mai de nou? Am început să... mai nou. Pentru că n-am știut. Mama mea nu m-a lăsat să intru în bucătărie, nu m-a lăsat să fac nimic. Am locuit cu mama, cu părinții. Și când mama n-a mai avut putere să gătească, atunci, sigur, am început eu. Chiar mama, trebuie să vă povestesc, că mama n-a suportat să mă vadă pe mine în bucătărie. N-a vrut. A zis, nu, să-ți dea Dumnezeu bani să ai bucătăreasă. Așa era ea. Și când era mai neputincioasă, am zis, hai să mă înveți să fac cozonac. Că tu faci cel mai bun cozonac din lume și vreau să mă înveți. Și ne-am dus, bine, hai. Încet, încet am coborât și am început. Și ea a venit lângă mine și era... Nu era deloc încântată că eu munceam în bucătărie și a început. De ce îți murdărești mâinile? Dar e mare lucru să ai o mamă care, da, de ce care nu te lasă să... Păi, mamă, cum să fac aluatul, nu? Cu mâinile? Nu, dar nu trebuie să murdărești așa. Uite, ia-te la o parte. Adică nu m-a lăsat. Și am început foarte târziu să gătesc și îmi place foarte mult. Nu știu să fac sarmale, nu știu să fac mâncare tradițională. Improvizez tot timpul ca orice nepriceput, dar se zice că mâncarea asta, mea asta e îmi place foarte cum gustoasă. Sună asta cu improvizez ca orice nepriceput, pentru că am auzit exprimarea asta fără final. Multe femei spunând, domnule, eu improvizez, eu gândesc altfel mâncarea, nepricepuții fac așa. Nu. Bun. Nu, dacă dacă respecti, dacă ești corect de profesie, nu poți să nu respecti rețeta. În momentul în care începi să vii cu acolo mai... Și atunci se improvizează. Da. Doamna Anca Iorgu îți pune o întrebare ca la teste. La concerte mergeți? Da. Prima întrebare? Da. Și, de exemplu, ce ai văzut? Uite, mâine, duminică, mă duc la Rachmaninov. Frumos. Și în zona pop ușoară? Mai am câte un coleg de-al meu cu mult drag la inimă și mă mai duc la el când... Așa. Așa. Sting mie îmi place foarte mult și... Și dacă, când ai ocazia, mergi. Da, da. Și îți dă aici câteva nume și vrea să știe pe care îl preferi. Da. Adamo, Toto Cutugno, Tom Jones și Engelbert Humperdinck. Toți. Toți. Da. S-a rezolvat. Vă place să gătiți, am lămurit. Actorul preferat, am lămurit. Ce-mi place, piesa, am lămurit. Marius Metalfan ne informează, după ce te întreabă dacă știi să găsești, că el știe să gătească clătite. Dar să știți că nu a fost o idee bună să-i spun și iubitei mele, pentru că acum doar asta mă pune să fac. Nu-i nimic, îi dau un sfat. El face clătita și domnișoara pregătește... Felul 1 și 2. Nu, pregătește, cum se cheamă, brânza. Așa. Cu care să le ruleze. Așa. Toarnă smântână peste ele și le bagă la cuptor. Și atunci au făcut împreună. Da, asta ar fi o idee. Nu știu dacă acceptă domnișoara care ne ascultă și ea, din câte știu. Dar deci ea se ocupă de umplutură, nu? Da, omul, da, așa sunt. Unele așa sunt. De mai de umplutură. Da. Marius periodic ne anunță că clătitele el... sunt, da, de umplutură. Marius periodic ne anunță că el e pus să facă clătite și eu sunt bun, fan de clătite. Și el să ceară partenerei, iubitei, să facă să contribuie, să prepare, da, umplutură. E corect. Și gata. Angela, cântec și rugă,
Maria, așa se numește cartea despre Angela Similea, e un fel de lung interviu superb luat de Smaranda Jelescu, Cipriana Barna, da. Informația. Maria Damian, nu există nicio carte despre, vezi? Și a primit răspuns despre Angela Similea, de exemplu, cum sunt cele cu Maia Morgenstern, Radu Beligan, Alexandru Arșinel. Dacă nu există, ce părere va avea dacă cineva ar dori să scrie o carte despre dumneai? Deci s-a scris, dar asta nu înseamnă că nu se mai poate continua, pentru că s-au mai întâmplat multe lucruri de atunci. Cartea când a apărut? Imediat după Revoluție. Deci în 20 și ceva de ani, da. S-au mai adunat multe lucruri. Cum, așa cum ați uitat dumneavoastră de ultima literă a numelui, am uitat și de oraș și de vârstă, Suceava, deși acum e la Iași, 20 de ani. Toată iubirea pentru Angela pe care ați făcut-o mai devreme să creadă că un băiat, Ciprian, o îmbrățișează așa cu foc. Mă rog, dar nu era grav. Cărțile și filme preferate, asta am lămurit. Am 17 ani, sunt din Hunedoara. Nu urmează niciun concert prin apropiere de mine? Ar fi uimitor să vă ascult live. Sunteți așa grațioasă și frumoasă ca o lebădă. Uite și eu iubesc lebăda. Și uite ce frumos ți-a spus. Da. Și eu iubesc lebăda. Nu știu dacă ajungem în aproape de Hunedoara. Anul trecut mi se pare că am fost la Deva. Păi e zona lui Ovidiu, el trebuie să se ducă pe acolo din când în când. Dar uite ce frumos să scrie un puș de 17 ani, zice așa: nici nu știu ce să spun, sunteți fascinantă, nici măcar nu realizez că sunteți reală. Am impresia că sunteți ca o zână sau o prințesă ruptă de pe vreun basm sau din vreun desen animat. Sunteți exact cum ar trebui să fie o doamnă. Nici nu mai știu cum să mă exteriorizez prin cuvinte la cât de dragă îmi sunteți. Probabil că ați văzut și comentariile de pe YouTube de la mine, asta tu trebuie să știi, mă rog, tu, reprezentantele tale pe YouTube, care sunt aproape la fiecare video cu dumneavoastră de pe YouTube. Vă iubim! Mulțumesc mult de tot! Așa, o declarație frumoasă de la un tânăr de 17 ani. E o bucurie. Aș fi putut să cred că este unul din nepoții mei, pentru că așa am crescut pe nepoții mei. Personaje de poveste am fost cu toții. Fiecare avea rolul său și da. Și așa. Erai zână. Și eu, da, eu eram ori frumoasa adormită, așa. Ori prințesa, ori nu știu ce. Eu eram întotdeauna cea care îi aduna pe ei și ne jucam permanent. Și vine întrebarea, pentru că tot a fost vorba de desene, Monica, 24 de ani, din București, dacă îți plac desenele animate. Da, sigur, dar nu... Și tocmai asta dar spuneai. Dar nu acum. Nu, nu cele desenele, de acum. Da, nu cele, nu. Cele clasice, acum, Disney-urile. Exact, exact. La alea te uiți. Așa mi-am crescut copiii. Păi, asta zic. Eu acum profit de ocazie, adică... Sunt atât de frumoase. Mă uit mai mult decât se uită el. Vă spun sincer că mi-e teamă să o las pe Cristina în bucătărie. Vezi că omul cu clătitele. Insistă, da. Deci se întâmplă cum s-a întâmplat cu tine și cu mama. Da. Nu te lăsa. Nu. A vrut să fie drăguță, să mă respecte și să-mi pregătească micul dejun într-o dimineață. Nu a ieșit prea bine. Era mult fum și am deschis repede geamurile. Și mai bine rămânem la clătițe. Atunci nu ne mai plângem. Omul doar s-a confesat, nu s-a plâns. Da. Adică el își asumă soarta, va face clătite mulți ani de aici încolo. Se pare că așa e scris. Avem pregătită o altă piesă. Mai știi la care ne referim? Nu mai știu la ce am hotărât. O să ai vorbit de Adrian Enescu mai devreme. Da, am vorbit de Adrian Enescu. Și două piese cu el, una dintre ele. Nisorile de flori, da. Ascultăm una dintre piese. Pe text de Dan Bedimitriu. De flăcări mi-au florit, doar pe tale purta fruntea mea și zâmbetul de soare se umplea. Să așteptăm amândoi
aș vrea zborul lor peste jarul, prin lacrimi de dor. Nerăbdarea aș vrea prețul ei, rupând petale fără vânt temeni. Se așteptăm amândoi din zorile de ploi, doar pentru noi vor cădea. Vremea s-a închis uitând apoi de ea, când soarele pe bordă va urca. De flăcări în mine au florit, doar petale purta fruntea mea și zâmbetul de soare se umplea. Să așteptăm amândoi din zorile de flori, ce doar pentru noi vor cădea. Vremea s-a închis uitând apoi de ea, când soarele pe bordă va urca. Clipe fluturi își vrei zborul lor peste jarul primei lacrimi de dor. Dar aș vrea prețul ei, rupând petale fără vânt temen. Să așteptăm amândoi din zorile de flori, doar pentru noi vor cădea. Vremea s-a închis uitând apoi de ea, când soarele pe bordă va urca. Să așteptăm din zorile de flori, ce doar pentru noi vor cădea. Vremea s-a închis uitând apoi de ea, când soarele pe bordă va urca. Compoziție Adrian Enescu, din Sorile de Flori. Aici primesc un mesaj interesant. Maria Dimian, mă rog, a precizat că nu e puști, ci că e o domnișoară, așa, după numere, așa. Mulțumesc, Cipriana, eu sunt pasionată de scris și am scris două cărți până acum. Mi-ar fi plăcut să fiu eu cea care scrie despre fascinanta doamna Angela Similea. Deci, iată, ai deja doritori să scrie despre tine. Felicitări, Maria! Eu eram în liceu și eram super îndrăgostit de o fată. Știam că sunt să cânt la chitară și nu pot să mă plâng. Aveam succes la fete, dar mie îmi plăcea doar de una care nu era prea impresionată de mine. Îi cântam eu de zor, ba de la Mircea Vintilă, ba de la Phoenix, ba de la Șeicaru, nimic. La un moment dat îmi spune: uite, știi care e treaba? Mie îmi place Angela Similea și am o piesă preferată. Să te gândești din când în când la mine. Cântă-mi eu pe aceea. Ca să nu mă dau mare, am zis: da, sigur. M-am dus acasă și am căutat piesa, am încercat, am luat chitară. Frate, nu ieșea deloc. Ce drăguț. Ați vrea să o difuzați. Ce drăguț. E? Vezi ce drame se nasc, da, în jurul pieselor tale? Da. Evident că fata nici n-a vrut să audă de mine, pentru că nu știa o piesă. Dacă nu știa, așa, să te gândești. Mai ales că am cântat-o super prost. Deci, Teddy de la Londra ne-a povestit această întâmplare din domnul viața cu motorul. Lui. Domnul cu motorul, care a avut și aventuri autohtone, printre altele. Avem răgați până la știri să difuzăm o piesă. Ai ales un duet cu Ovidiu. Da. Mai ții minte? Care? Da, Privește cerul. Așa, ascultăm această piesă, duet cu Nu e o viață împreună? Da, inițial am dat O viață împreună și după aceea am zis să închidem cu asta, nu știu ce facem.
o viață împreună e acolo pregătit? Da, eu vreau o viață împreună. Atunci e foarte bine. După știri revenim, vă informăm că după știri la câteva minute, nu am stabilit exact, Angela Simina se retrage pentru că are activități obligatorii de la ora 9 dimineața, 2 dimineața și nu e fair să abuzăm. Ne-am întâlnit de ziua ta. Eu am simțit din prima clipă că dragostea se înfirivă. A fost și primul pas în doi. Mai noi citeam în ochii tăi iubirea, trăia mai era fericirea. O viață împreună, la bine și furtună, cu tine să trăiesc eu îmi doresc. O viață ființa mea. O viață împreună, la bine și furtună, cu tine să trăiesc eu îmi doresc. O viață împreună, cântând pe aceea strună, e tot ce îmi doresc, doar te iubesc. Radio România Actualități este numărul 1 în România. Cred, cred în vorba de dragoste. Știu că îmi aduce în suflet liniște. Chiar dacă fii să
toată viața mea. Adrian Daminescu a fost tot de pe lista Angelei Similea, lista de preferințe. Da, pentru că eu iubesc foarte mult, îl iubesc pe Adrian și iubesc vocea lui foarte mult. Și îl așteptăm pentru că știu că la un moment dat a și promis că vine cu un album nou, s-a apucat de un proiect nou, l-a mai lăsat, știu că se ocupă foarte mult de copii. De copii, da. Lucru absolut lăudabil, dar e păcat să nu cânte și el. Extraordinar, da. Să mai lase bucătăria, pentru că, uite, sunt atâția care... E bun bucătar. Știu, asta e excepțional. Da. Toată lumea îl laudă. E bun bucătar. L-am și văzut la o emisiune în care expunea tot felul de rețete. Am amețit câte lucruri el știe. E foarte bun bucătar și e bun pescar. Și pescar. Da. Cristi Banu, Floare de colț, ce se iubește cu zăpezile gândului, ori Floarea soarelui, ce se contopește în arșița de dor... Floare de gând, de cântec și iubire, aripă de îngeri și, înger și cânt, sinonim cu prezentul lui a fi cu sânt. Asta este definiția stelară și nocturnă a Angelei Similea. Mulțumesc, Cristi! Iartă-mi o poezie! Da! A fost așa de plăcut să vă ascult, încât v-aș asculta non-stop până la ora 9, bine, ora Americii, să nu ne înțelegem greșit. Luminița Ștefan, pentru mine Angela a însemnat mereu România frumoasă, printre nori și furtuni, ea e raza de soare a multor inimi din țara asta și de peste tot în lume. Mulțumesc, Luminița. Sunt mesaje foarte frumoase, trebuie să recunoaștem. Aveți o piesă pe versuri de Adrian Păunescu? Nu. Același agent de securitate de la Iași cu numele schimbat în Emi. Deci omul a înțeles mesajul și a schimbat numele, mulțumim. Ce vă place cel mai mult să gătiți? Anila întreabă și cu mult respect întreabă. Minuturi. Minuturi. Da. Ce-am spus? Improvizăm. Așa. Ce-am în și frigider, pentru că ai zis de minuturi, da, mi-a venit în cap o idee, pentru că știu că sunt oameni sensibili la ceas, la minuturi, la secunde, ca să îi liniștim, că nu s-a întâmplat nimic, veți auzi acum o variantă corectă de ora exactă. Gongul a bătut de 3. Phase 3. Efectiv, ești cu Andrei la un show plin de idei. Bune! Bune sau aproape bune, în orice caz e ora 3 și 9 minute, știu că de multe ori vă potriviți ceasul după postul nostru și bine faceți, adică nu de multe ori, permanent și eu stau în aceeași situație, dar dacă unii au avut senzația că s-ar fi spus altă oră, să știți că e doar o senzație. Iluziile le inducem prin concentrare. M-am concentrat, ați schimbat mental ora, este 3 și 9 minute, acum sunt aproape 10 minute, e posibil să vedem un turneu național cu Angela, Corina, Mirabela și alții din generația dânsă, întreabă Papi din Galați. Eu nu cred. Și nu din cauza noastră. Nu. Noi e greu de organizat. Noi în permanență ne întâlnim și ne propunem, dar... Trebuie să fie cineva care să se ocupe. Nu artiștii fac asta. Nu. Eu am numit-o pe sora mea după Angela Similea, atât de mult mi-e de dragă, Adina din Lipova, 45 de ani, cum adică a numit-o? Pe sora ei. Adică, Angela, cred că a numit-o. Păi știu, asta e foarte bine, dar nu știam că surorile își botează, surorile se botează între ele. În sfârșit, probabil că sunt alte tradiții la Lipova. De ce nu mai colaborați cu Marcel Dragomir, întreabă Tiberiu, 22 de ani, din Vâlcea? Așteptați. Deci vor fi și surprize. Că sunt surprize. Și eu când la chitară și am descoperit într-o zi piesa De ce te uiți la mine? Da. Și eram în camera mea și încercam să o cânt. Cred că am stat vreo 2 ore pe refren. La un moment dat m-a lovit în cap o pernă și am auzit-o pe mama șuierându-mi la ureche. Știi că te iubește mama, dar hai să nu ne atingem de Angela, că nu ne-a făcut nimic.
Nu vrei tu să-ți drângă în rocul tău liniștit? Acolo măcar nu se prinde mămica, da? Când ești pe lângă melodie. Deci vezi, copiii au încercat. Da, ce drăguț. Robi Reșița, 18 ani. Ce deci, drăguț. Deci oamenii încearcă să cânte piesele tale de dragul fetelor, de dragul mamelor, dar nu reușesc. Și nepotul meu m-a rugat de vreo două ori, învață-mă să cânt cu vocea, pentru că el cântă la mai multe instrumente. Așa. Și mai nou, acum a descoperit country-ul și cântă, studiază la chitară, dar vrea să fie și vocal, pentru că fetele îl urmăresc cu mai multă bucurie normal. Dacă e și solist. Așa, și? Și i-am spus, trebuie să aștept să ți se schimbe bine vocea, pentru că altfel vezi, îți pierzi. Da, are calități pentru muzică, asta e clar. Eu cred că el e făcut pentru scenă, dar nu vrea. Nu vrea? Nu. Păi dacă e un bărbat, e un băiat splendid, are 1,86 m, e frumos, frumos, ție poți să ți-l arăt pe... Așa, așa, dumnealor, n-am cum să-l arăt cât este. Da, da, se uită după aia pe Facebook, dacă îl găsim. Și poate fi un actor de comedie incredibil. Și nu și vrea? Muzică. Are auz absolut. Pe asta zic, că dacă are calități. Nu vrea niciuna, nici alta? Nu. Păi dacă vrea să cânte, înseamnă probabil că vrea ceva. Probabil că, da, așa de... De dragul fetelor. De fetelor, nu de... Păi ce, are el probleme cu fetele? Serios. Nu, nu, dar e vârsta în care vrea să atragă... Mai mult decât poate mai duce. Mai multe fete. Așa, da. Să facă cerc de... Nu de altceva, de audiție. Da, cerc de audiție. Cerc de audiție, club asculte, de audiție. Da. Da, asta da, asta da. Și... e cineva el? În familie care îi spune nu? Nu? Nu, din potrivă, toată lumea îl încurajează pentru că, într-adevăr, e talent. Dar el nu. Mi-a zis, anul acesta mi-a zis că vrea să facă regie. Păi și asta e tot scenă. Da. Poate omul se simte mai lejer în spatele celor din... Eu cred că nu s-a... Da, e rușinos. Asta cred se că poate. Asta e motivul. Păi... Când îmi cântă ceva, trebuie să mai îmi cântă. Și trebuie să uite și să asigură să nu fie nimeni, nici părinții, nici sora lui, nici rușinos. Că... Și eu eram la fel, dar mi-a trecut jumătate. Da, da, există o zonă a timidității utile. Da. Relația cu reflectoarele, cu scena, cu toată lumea asta. Dacă nu ai emoție, nu prea vibrezi. Asta spun, că nu prea vibrezi. Tot trebuie să existe ceva de genul ăsta și dacă el are chemarea către muzică, înseamnă că își dorește. Poate că nu o exprimă atât de frust, așa, să spun, doamne, da. Eu mă fac artist. O să devină dacă are toate datele. Spune că nu, dar vom vedea. Păi se preocupă și de altceva? Cât de... E în ultimul an la liceu, deci... Bun, și nu urmează ceva după liceu? Da, o să... Asta a spus că merge, vrea să meargă la colegiu să facă regie. E clar, deci e în lumea scenei. Regie sau operatorie, încă nu s-a hotărât. A zis că mai are 2 ani. Știi cum e în America, primii doi ani, facultate, da. Fac ultimii 2 ani de liceu în România. Cam așa, da, exact. Și după și aceea se decide. Eu zic că mai e timp. S-ar putea să ai surpriza să meargă exact acolo unde vă doriți voi, toată familia. Nu, noi nu ne dorim. El trebuie să-și dorească. Asta este teoria unde fiului s-ar potrivi. Meu. Da. El, teoria fiului meu este eu le ofer. Ei trebuie să hotărească. Nu le interzice. Dacă ei cer o anumită direcție, fiul meu îi sprijină. Dar nu e sigur. Nepotul meu nu este sigur. Cred că încă mai copilărește. Păi, ar fi și culmea la vârsta asta să nu copilărească. Nu, ora voastră, că ai spus că are program de la ora 9. În sensul că stă cu noi până când ai tu activități. Dar mai și doarme lumea în România, stimată doamnă. Deci nu e chiar așa. Cred că este, nu e Cristi Banu? Nu, era Anda Escu din Atlanta. Din Atlanta. Tocmai de asta zice că stă cu noi până când ai treabă. Da. Adică sugera că și tu să stai cu noi până atunci. Doamna Simina, ați fost martora
unei întâmplări vesele sau penibile în turneele sau concertele dumneavoastră? Denis Butnaru te întreabă. Sigur, nu se poate, în turneu există tot felul de întâmplări hazlii sau dramatice. Păi una hazlie, dacă... Da, fără nume. Fără nume, normal. Eram în spectacol la cu Savoi, la... n-are importanță, aproape de Ploiești. Și a intrat cineva în scenă. Acolo era fosa era acoperită cu o pânză și nu ne-a anunțat nimeni că nu avem voie acolo să călcăm acolo. Și cineva din distribuție, nefiind atent la acest detaliu, așa, cu s-a multă dus energie, a cântat și s-a rupt pânza în momentul în care s-a aruncat în zona respectivă. A căzut în fosă, a dispărut, s-a auzit zgomote de scaune ale instrumentiștilor, zgomota, dar persoana a cântat în continuare. Adică... Asta da cădere. Și lumea? Lumea, bineînțeles, că a aplaudat în neștire, în delir. Păi, dar ce a fost frumos, că a început să cânte cu persoana. Adică a venit cu ajutor, cu nu știu ce, și când a revenit pe scenă, aplauze. Deci o fosă care n-avea instrumentiști acolo. Nu, dar erau fosă, scaunele lăsate acolo. Ne-am temut să nu se fi întâmplat ceva, dar n-a pățit nimic, slavă Domnului, n-a pățit nimic. Mare lucru. Uite, săracul Dan Bittman a căzut și el la polivalentă și el a cântat după ce s-a ridicat, accidentat fiind, cu coastă ruptă, și a cântat până la terminarea recitalului. Cum a putut? Cu holograf. Da. Cum a putut? Uite, sunt artiști care rezistă și la șocuri de genul ăsta. Da. Doamnă, jos pălăria, nu plecați, vă rog frumos, mai stați cu noi. Sărutări de mâini, doamne Angela Simine, o mare voce a cântecului românesc, Costin din Brăila, 42 de ani. Mă uit și eu la tine câte o dată și mă întreb, ești făptură vie sau operă de artă? Cu drag, Ali Arpaș. Fiecare dintre noi suntem opera de artă a lui Dumnezeu. Ce frumos s-a scris. Aș vrea să vă spun că iubitul meu a învățat toate piesele, aproape toate piesele dumneavoastră, pentru mine. Ce a fost frumos. Atât de romantic, mai ales că a cântat-o în fața clasei, la încurajarea profesorului de muzică. Atunci m-a sărutat pentru prima oară, scrie Alina. Adică acolo, în fața clasei, se petrec astfel de lucruri? Adică se sărută copiii? Sau doar cântatul era? Da, cântatul era. Și după aia au mers pe o bancă. Mă rog, unde s-au dus ei acolo? Plecați așa repede? Există vreo piesă din repertoriul dumneavoastră care nu s-a bucurat de mult succes la public, dar care vă place dumneavoastră în mod deosebit? Întreabă Veronica. Da, sunt piese, nu una singură, sunt mai multe, dar nu e nimeni vinovat. Au fost atât de multe melodii încât n-au putut fi foarte, foarte difuzate fiecare, toate. Dar sunt unele la care tu ții și impactul nu e cel pe care ți-l dorești? Ai simțit că de-a lungul anilor au apărut piese la care tu investeai mai mult și ele nu primeau? Sunt piese care nu sunt șlăgăroase. În general sunt mediatizate, sunt promovate șlagărele. Sigur. Sau cu potențial de șlagăre. Da. Dar eu am și altfel de melodii și acelea mai suferă și mie îmi sunt foarte dragi. Eu îmi iubesc foarte mult melodiile, cântecele. Mi se pare absolut normal, toate ai investit afectiv mai ales și că profesional. N-am ales la întâmplare. Eu n-am ales piesa la întâmplare. Categoric. Dana îți pune o întrebare interesantă. E adevărat că la Europa FM v-au rugat să dați probă pentru a fi difuzată pe post? Nu. Nu e adevărat. Dar eu nici n-am fost la Europa FM. Păi nu știu. Au zis că nu sunt în target. Deci n-a mai fost nevoie de nicio probă. Nu știu de unde a luat știrea, pentru că bănuiesc că e un tabloid care a zis și probabil. Dana a preluat. Probabil. Păi și nu difuzați Să mor de dragoste rănită, vă rog frumos, ne spune Mona. Promit că difuzăm, chiar dacă doamna Angela pleacă, tot difuzăm piesa. Deci Nu pățiți nimic, se va întâmpla și difuzarea. Mai am o piesă pe care o iubesc foarte mult și consider că este într-un fel contra greutatea acestei piese, Am viața mea.
deci, a lui Ovidiu Comornic. Deci iată că pe mai... versurile mele. Vom asculta acum, în schimb, o piesă recentă. Da. Asta e chiar... aproximativ recentă. Adică e dintre cele noi. Da, dintre cele, hai, ultimele... înregistrări. Da. În duet. În duet cu Ovidiu. Cum se intitulează? Privește cerul. Privește cerul, o piesă pe care cu siguranță cei care o urmăresc pe Angela o știu, dar ceilalți o descoperă acum. Ovidiu Comornic, piesă recentă, probabil că va figura pe un viitor album. Da, cu siguranță. Cu mai multe piese noi și cu mai multe surprize, din câte înțeleg. Da. Știți care erau așa glumele spuse pe seama piesei De ce te uiți la mine? La, le gustați sau vă enervau la vremea respectivă? Tudor, 47 de ani, din Bacău, întreabă.
Erau glume pe seama piesei? Nu le știi. Nu știu. Mi-aș dori să ascult piesa să te gândești la mine, spune Emil. Din cauza Angelei nu pot să dorm, sunt fascinată de ea și vocea ei, Aurora. Spune, mulțumim. Mulțumim. Să mor de dragoste rănită, parcă era un cântec, nu mai știu exact, îmi plăcea foarte mult, dacă se poate difuza, mulțumesc. Este o melodie care a obținut locul întâi pe secolul ce s-a încheiat. A fost piesa secolului trecut, așa a fost desemnată de public. Da. Ce putem să mai spunem despre această doamnă decât să rupă doamna noastră, 41 de ani, Cristi din Breaza. Mă bucur mult că ați venit la Radio România Actualități. Muzica dumneavoastră mi-a fermecat copilăria și tinerețea. Vă place Sara Brightman, întreabă Eleonora. Foarte mult. Stau și păzesc oile, asta e un început foarte frumos, nu, eu nu, dar sunt alții care asta fac, și ascult Radio București, dar nu e Radio București, e Radio România Actualități, ca să știți și ascultați. Toate melodiile sunt frumoase, Cosmin din județul Mureș. Și mulțumim, dorim, frumos! Îi dorim să, ce romantic, să-și păstreze oițele, să aibă grijă de ele. Ce romantic! Până în seara asta eram convins că sunt 7 pitici și nu pisici în piesa cu omleta. Da. Cum erau? Nu, e pitici. Sunt pitici? Da. Păi, târlici cu pitici. Nu știu de ce au zis el pisici. Chiar ieri am predonat melodia copiilor mei. Vă mulțumim că existați, Marius din Ploiești, 50 de ani. Eu știu gluma, de ce te uiți la mine cu ochi străini și goi? N-ar fi mai bine oare să-i scoatem pe amândoi? Dar tu nu le știi pe asta. Nu le știu. Astea circulau. Nu le știu, da. Dar e amuzant, nu trebuie să vă supărați. Nu mă supăr deloc. Și oricum nu, versurile nu-i aparțin Angelei, așa că eventual s-ar supăra autorul textului. Da. Robi din Reșița. Dar da, glumele sunt permise. Da, nu? Sunt permise și sunt nevinovate. Adică, mă rog, sunt vinovate dacă unii copii iau în serios și trec la fapte, atunci e de rău. A, nu. Dar dacă scriu pe gard, nu e nicio nenorocire cu creta. Da, asta se poate. Cristi Banu spune că Europa FM se străduiește de 2 ani să facă o ediție de garaj live cu Angela Similea și înțeleg că nu m-a fără să te nimeni, caute măcar cineva de acolo. Oh, da, e nemaipomenită viața mea, spune și altcineva. Dacă nu dăm în această noapte, atunci eu rețin doleanțele pe care le-ați exprimat indirect sau direct și le vom difuza în edițiile viitoare. Doamna, ce părere aveți despre tânăra generație de azi, Mandinga, spre exemplu, sau Nicole Cherry sau Alexandra Ungureanu? Întreabă Bogdan din Brăila. Am păreri foarte bune despre ei în mod deosebit, iar trebuie să spun, Andrei, că nepoata mea o place pe Antonia. Păi, și e o fată foarte frumoasă. Da. Are gusturi bune. Da, da. Acum, poate găsim și nepoata ascultă, nu ascultă postul ăsta, e departe. Nu, e departe. E departe. Dacă găsim Antonia, orice piesă cu Antonia, dacă găsiți, nu? Sigur, sigur. Nu? Ar fi... Scoate... muzică bună, ea cântă bine. Ar fi o surpriză plăcută, eventual cea cu Vank, cu Pleacă, da. Nu? Da, da, da. Are o piesă de genul ăsta, din da, câte da, știu. Da. Păi, în piesa cu omleta difuzată în seara asta a spus pisici, nu pitici, spune Laura. 7 pitici. Eu așa știu, 7 pitici. Și praf de pudincă. E cu pisici. Cu pisici? Da. Așa scrie acolo? Eu nu am textul în față, eu, dar așa, mai multe persoane îmi sugerează. Sunt de pisici, că ar fi pisici. Vrei să mai punem piesa? Se poate. Să mai punem piesa? Să numărăm piticii sau pisicii? Se pare că am uitat. E, nu, că noi n-ar fi nicio problemă, dar eu chiar nu sunt atât de concentrat la texte cum sunt mămicile și tăticii atunci. Da. Ar trebui să încep să învăț și eu. Ați găsit Antonia cumva undeva? Da. Va veni momentul. Va veni momentul, dar o să-mi iau o hârtie, îmi notez textul și îl spun ca lumea. Îl citesc de acolo. Da. Deci pentru nepoată, nepoata cum se numește? Noi spunem Kiki. De fapt, frățiorul ei spune i-a Kiki. Spus Kiki de când era mititel, așa că așa rămâne. Așa rămâne Kiki. Pentru Kiki, ea poate asculta emisiunea înregistrată, așa sigur, că nu e o problemă. Sigur. Să știe că pentru ea este această piesă cu Antonia și apreciem că are gusturi estetice cât se poate de solide.
miercuri spre joi. Mă iubeai până la cer și înapoi, două nopți mai târziu. Nu puteam să zbor sau să mai fi. Poza ta la minut, o scrisoare și atât, nimic mai mult. Scria negru pe alb, adio, exclama la final. Pleacă, mâine o să-mi treacă. Ce dacă durerea a venit și nu mai pleacă? Lasă-mă să mor, te dor, fericirea mea la naiba. Pleacă. Am rămas ca un orb. Nu te mai vă la mine în viitor. Am rămas ca un mut. Nici n-am mai apucat să te sărut. Pleacă, mâine o să-mi treacă. Dacă durerea a venit și nu mai pleacă, lasă-mă să mor, te dor, fericirea mea la naiba. Pleacă, mâine o să-mi treacă. Ce dacă durerea a venit și nu mai pleacă, lasă-mă să mor, te dor, fericirea mea. În cap. Numai tu mi-ai dat lumea peste cap. În loc să ne iubim, ne purtăm ca doi anonimi. Pleacă, mâine o să-mi treacă. Ce dacă durerea a venit și nu mai pleacă? Lasă-mă să mor, te dor, fericirea mea. Nu-i frumos să spui pleacă unei doamne, dar în sfârșit, acum dacă așa e versul, așa s-a întâmplat. Între timp am ajuns și la cele mai plăcute apariții all time, un clasament care s-a încheiat, de fapt sondajul s-a încheiat după ce au votat aproape 3.000 de persoane. Deci, ce mult! Da, e un clasament. Noi am pus aici 100 de nume din lumea muzicală. Așa, din feminină. Feminină de ieri, de azi, din totdeauna. Și clasamentul spune așa. Pe locul 1, regretata Mădălina Manole. Pe locul 2, Laura Stoica, regretata Laura Stoica. Pe locul 3, Angela Similea, urmată de Margareta Pâslaru, de Paula Seling și de Oana Sârbu. Deci, iată că și la acest capitol stai foarte frumos și foarte bine. Mulțumesc frumos! E un clasament... Mai vin la voi! Cu mare drag, chiar ne dorim. Mai vin la voi! Mai revine Magda, s-a ajuns la problema piticilor și pisicilor. Așa? De vine națională. Da, și eu știu că era cu pitici, dar în noaptea asta ați difuzat versiunea cu pisicile. Dar eu n-am mai multe versiuni. Mă puneți într-o situație delicată. Deci CD-ul o să-l dăm. Promit că mă duc acasă, mă uit. Nu, că facem acum operațiunea, să lămurim dacă e cu pisici sau cu pitici, ne lămurim imediat. Deci dacă e o dezbatere... Șapte pisici. Tu n-ai mai cântat piesa asta de ani de zile, așa că n-ai cum să ții minte... Din 70 și ceva până azi, dacă spitiți sau pisici. Foarte frumoasă piesa Priveste cerul, spune Leonora din Blaj. Știu că ați iubit-o pe Maria Tănase. Vă rog să amintiți și de ea, Bebe din Titu Dâmbovița. Pe Maria Tănase, pe mine m-a fascinat Maria Tănase când am văzut-o la inaugurarea sălii palatului. Am avut noroc să ca părinții mei să mă ia cu ei la acest spectacol. Eram undeva la balcon, foarte departe de scenă, dar în momentul în care a apărut Maria Tănase,
am simțit că mă lipesc de scaun, așa, aia, da, uite starea, că da. Am realizat că am trăit o asemenea stare. Și ce m-a impresionat extraordinar, nu avea un costum național autentic, era stilizat, dar avea un soi de pelerină care, deși ajunsese aproape de mijlocul scenei unde era locul microfonului, pelerina încă nu se sfârșise din culise și era drapelul. E, da. N-am să uit niciodată momentul acela. Era însă un drapel din voal, pentru că era transparent, nu era agresiv, era nu un drapel de pe stradă, ci era, cred că un voal. Ei, în momentul acela eu am simțit că locul meu e așa, acolo. Se întâmplă câte un clic, ai norocul. Bine, nu. Ai norocul nu să toți. Știi ce ai de făcut sau să te trezești. Eu trebuie asta să fac. Da, o ascultai acasă, da, ascultai da, piesele. Da, o ascultam la difuzor, când da. Perioada aceea da, erau difuzoare. Da, da. Corect. Da. Frumoasă întâmplare și cred că e importantă pentru, pentru cei care ne urmăresc da, și pentru faptul că a contat prezența. Noaptea asta m-am îndrăgostit de această minunată doamnă. Semnează Eugen, 15 ani, din Arad. Dragul de ea. Voi v-a schimba datele de buletin. Mai avem da. Puțin și ne scriu așa. Copii de 5 ani. Sărut mâna reginei muzicii românești, Mircea, 55 de ani, din Timișoara. Și acum lămurim problema cu piticii sau pisicii. Vă rog să vă concentrați. Da. Să rugăm și pe Angela să-și pună căștile. Și când ajungeți la pitici, ne oprim, reluăm de vreo 10 ori până când îi numărăm. 7 pitici. Mai trebuie lapte din nucă de cocos și praf de budincă din niște târlici. Tigaia încinsă cum arde nisipul și paza severă a 7 pisici. Mai trebuie lapte din nucă de cocos și praf de budincă din niște târlici. Pisici erau, da? Pisici. Deci, și discuția care era? Că e bine că erau pisici sau nu? Eu nu mai țin minte care era problema. Deci e bine că e cu pisici, da? E bine că e da, cu pisici. Bun. Paza severă, așa pe pisici. Eu nu știu că pisicii păzesc. De regulă nu. Nu. Nu, dar probabil piticii, că... Piticii, da, pot. Da. Deci logică nu era așa, dar da. Pentru că... Dacă poeta a vrut poeta așa... Poeta așa a vrut să fie cu să pisici. Să fie cu pisici. Fiecare cu ce animal... Așa, deci și era și cu făină. Sunt pisici în omleta din nou, spune și Cipriana, 7 pisici, pitici la un albă ca zăpadă. Nu că Angela n-ar fi și ea persoană demnă de poveste, dar în melodie chiar sunt pisici, bag mâna în foc, dar nu-i nevoie, gata, nu vă expuneți. Cei cu pisicii au câștigat de data asta, așa că nu vă faceți probleme. Vezi câte subiecte apar într-o discuție care am pornit de la ideea că ai venit acasă. Da. Și uite câte lume te dorește pe scenă, cu piese, cu tot ceea ce înseamnă Angela Similea, cu muzică și cu apariții. Mai știu pe cineva care cu siguranță ascultă ce îmi nebunește auzul. Această temă este domnișoara care se ocupă de Facebook-ul meu. Așa. Care are această teorie. Lumea, uitați-vă câtă lume vă așteaptă. Da, nu, e bine să nu apar des, pentru că asta se știe deja, ecuația este studiată, tot ce este, chiar dacă e foarte bun, dacă e mult, dăunează. Chiar în perioada în care eram în mare vogă și eram puțin și atunci nu mergeam într-un oraș decât o dată pe an. Este cât se poate de corect. Da. Și atunci erau turnee. Sigur. Atunci chiar se făceau turnee. Sigur. Bună prin seara. Asta trăiam noi, de fapt. Pentru că în rest se câștiga foarte din puțin. Din discuri erau prea puține, da, și încasările chiar... Da. Chiar nu ajungeau la artiști. Prețul era redus și la televiziune emisiunile mici, încasările noastre, drepturile noastre și la radio la fel. Și totuși, perioada aceea se plătea. Se plătea. Da. Și totuși cine a scris versurile piesei Să fie o floare? Întreabă Marian Stavăroiu, 49 Magda de ani, de București. Isanus. Deci
Iată, s-a lămurit și acest aspect. Vă rog să difuzați, să te gândești la mine, vă rog mult, Valeria, 35 de ani. Să te gândești din când în când la mine. Oradea. Bine, ei scurtează. Da. Iubește-mă, desplac așa cum sunt, vă rog, o puteți difuza sau fredona. Mulțumesc, Mihaela, 24 de ani din Iași. A trecut la un fel de concurs. Ține de alte titluri. De altfel, vreau să vă spun că Angela Simina apare și pe lista top 5 pe care noi o onorăm. Aveți de câteva. Da. Un top 5 cu artiștii pe care i-au votat ascultătorii. Da. Și mergem de la locul 15 spre locul 1. Deci în partea superioară vor avea atunci șansa să stabilească care este top 5 al pieselor din repertoriul tău. Da. Așa că să nu epuizeze chiar tot, pentru că vom avea un astfel de moment. Astăzi seară, de exemplu, mă rog, azi dimineață vom avea Smokey, am avut Scorpions, a fost Mirabela Daur, a fost Ovidiu, fiecare artist vine la rând o ediție cu câte un artist de-al lor și de-al nostru pentru acest top 5, așa că îi aștept pe oameni să voteze atunci. Deocamdată noi am promis că te lăsăm și n-am fost corect, pentru că am zis că la 3... Nu, dar trebuia să elucidăm pisicii cu pisicii. Asta cu pisicile asta a fost apăsătoare. Ați cânta o piesă compusă de Dan Bittmann. Te întreabă Alina. Nu compune el, nu, singur, el compune cu colectiv. În echipă, în colectiv, da. De ce nu? Deci o piesă holograf, bănuiesc că asta ar fi vrut să știe. Am cântat și piesă Direcția 5, de ce nu? Exact, exact. La fel de romantici sunt și, apropo. Apropo. Asta e ultima piesă pe care o cânt, pentru că în seara aceasta am avut o muzică mai romantică, să ascultăm o piesă a lui Veselovski, Romantici. Înainte de a asculta, noi îți mulțumim foarte mult. Și eu vă mulțumesc. Să ai un weekend senzațional și oricând sunt noutăți și dacă nu sunt noutăți, dar oamenii simți că te vor, ceea ce te-ai convins, sper, și în această noapte, să fii binevenit aici. Eu le mulțumesc că mă ascultă muzica noastră și că ne creează momente de mare bucurie. Sunt foarte fericită că am venit aici. Nu eram în București când am primit invitația voastră. Ovidiu m-a sunat de mai multe ori. Mă simt bine, foarte bine mă simt. Iar cei care intră în dialog cu noi sunt atât de drăguți și de... Nu neapărat pentru că nu doar pentru faptul că ne laudă. Nu prea știu eu să primesc laudele. Ci mă impresionează faptul că ascultă. Și o muzică de calitate nu poate fi decât benefică. Și te înalță. Asta ne și dorim și asta e și menirea noastră. Da, îți mulțumim încă o dată foarte mult. Și eu mulțumesc, vă îmbrățișez pe toți. Ai grijă, Cristi Banu, că tu ai început cu Ziua Crucii, că mâine este post sau astăzi este post negru.
de tine. Gândul parcă plânge, din dragoste de tine ce păcat să mor de dragoste rănită. Pe lumea asta care trece și doar iubirile nu mor, să mor de dragoste rănită. Eternitatea unei clipe de tine, gândul parcă plânge, din dragoste de tine cerul rău mă strânge. Poate fericirea n-are nume, dar ce poate fi mai trist pe lume decât să mor de dragoste. Piesa foarte solicitată, s-a difuzat, pentru a fi cât se poate de corecți, noi am difuzat o piesă care nu se intitula Romanticii, ci Poarta Clipelor. Vom difuza acum piesa Romanticii, să fie toată lumea mulțumită. O piesă în plus, între timp mai vin mesaje. Dan Măcin, sănătate și bucurii, bună dimineața Radio România Actualități, sunt un fan al doamnei Angela Similea, ascult mereu melodiile difuzate. Se mai cere și piesa Gheorghe Gheorghe, Mersi, Aida din Vaslui, și Pisicile pot păzi, pisicile păzesc peștele, mâncarea lor preferată, Alina din Sighet ne lămurește, în sfârșit ne-am lămurit, deci nu e o problemă și cu pisicile, să nu vină vreun ONG să iasă în stradă și pentru faptul că noi am încurcat pisicile cu piticii. Deci vă rog frumos, așa e cum a spus, pisicile păzesc foarte bine, mai ales peștele. Eu știam că, mă rog, mai sunt și alte mesaje. Dumitrache Sorin, dacă nu ar fi ales această cale a muzicii, cum s-ar vedea doamna Angela Similea în altă profesie? V-a și spus puțin mai devreme că se pregătise sau era pregătită pentru ideea de a face medicină, mai ales pentru copii, dar pentru că era vorba de romantism, acum ascultăm Romantici. Romantici acum, ce trec nenumărat pe stradă, și dacă-i întâlniți pe drum, vă rog să nu-i treziți. Mai sunt romantici și uneori, când sunt chemați de-o serenadă, ies la ferestrele cu flori, sunt sigură că-i știi.
zbor. Și lumea toată este doar a lor. Romanticii sunt visătorii care știm, suntem și noi care trăim o clipă de iubire. La și acum ce trec nenumărați pe stradă, și dacă îi întâlniți pe drum, vă rog să nu-i treziți. Mai sunt romantici și uneori când sunt chemați la serenadă, ies la ferestrele cu flori. Sunt sigură că-i știți. Romanticii pot fi deosebiți ușor, că mersul parcă le-e zbor, și lumea toată este doar a lor. Romanticii sunt visătorii care știm, suntem și noi care trăim o clipă de iubire. Deosebit ușor, că mersul parcă le zbor, și lumea toată este doar a lor. Romanticii sunt visătorii care știm, suntem și noi care Angela Similea, romanticii, pe culegerile despre care am vorbit, cele din 70 și cele din 80, câte două, și vor urma și altele, așa cum ne-a promis și Ovidiu Comonic, producătorul albumelor despre care am amintit. Avem răgaz până la știri pentru o piesă cu încărcătură deosebită. Este vorba de un artist foarte îndrăgit, conflictual în felul său, dar nu e vina lui, pentru că pentru a avea conflict trebuie să fie două părți. Mă refer la noul single cu semnificații legate de istoria actuală a Statelor Unite ale Americii. Mă refer la Richie Sambora și Angene.